Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună testul 5 din testele de antrenament propuse de Minister pentru examenul de evaluare națională. Haideți să începem cu exercițiul 1. Rezultatul calculului 2 plus 3 ori 4 plus 5 este egal cu. Evident, prima dată vom face operația de adunare și atunci vom avea 2 plus 3 ori 9. Apoi efectuăm această operație de înmulțire și vom avea 2 plus 27 și atunci obținem 29, răspunsul fiind punctul A. Mergem mai departe la 2. Știind că x pe 2 este egal cu y pe 3, atunci rezultatul calculului 3x minus 2y este egal cu... Haideți să vedem ce putem să facem în această proporție. Egalitatea a două rapoarte se numește o proporție și noi știm că întotdeauna într-o proporție produsul mezilor este egal cu produsul extremilor sau mai pe scurt și mai pe înțelesul vostru, putem să le înmulțim pe diagonală. Asta înseamnă că x ori 3 sau 3x va fi egal cu y ori 2 sau 2y. Și atunci, dacă noi știm că 3x este egal cu 2y, înseamnă că în momentul în care vom înlocui în această scădere, vom avea că 3x minus 2y este de fapt 2y minus 2y, și atunci obținem 0, răspunsul fiind punctul A. Mergem mai departe la exercițiul 3. Suma numerelor întregi negative din intervalul deschis în minus 5 și închis în 4 este egală cu. Vă reamintesc faptul că o paranteză rotundă ne indică de fapt un interval deschis. Asta înseamnă că acea valoare de fapt nu aparține intervalului, iar această paranteză pătrată ne indică un interval închis. În cazul nostru, ne se cere să calculăm suma numerelor întregi negative din interval. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim dacă minus 5 se află sau nu în interval. Răspunsul este bineînțeles că nu, pentru că intervalul este deschis în minus 5. Și atunci înseamnă că primul număr întreg negativ care se află în interval este minus 4. Plus, apoi îl avem pe minus 3, apoi pe minus 2, și pe minus 1 și haideți să vedem ce obținem. Desfacem toate parantezele și vom avea minus 4 plus cu minus este minus 3, minus 2, minus 1 și atunci avem minus 4, minus 3 este minus 7, iar minus 2, minus 1 este minus 3. Și în final, minus 7, minus 3, care va fi minus 10, răspunsul fiind punctul B. Mergem mai departe la exercițiul 4. Dintre numerele 2018 pe 2019, 2019 pe 2020, 2020 pe 2021 și 2021 pe 2022. Cel mai mare este numărul. Haideți să vedem cum facem asta. O să facem separat, pentru că este mai mult de discutat aici. Consider că acesta este un exercițiu chiar foarte interesant. Imediat le voi scrie și pe celelalte. Avem 2020, cred, pe 2021 și în final 2021 pe 2022. De ce spun că este un exercițiu interesant? Pentru că de obicei la compararea fracțiilor e destul de simplu, trebuie să avem fie același numitor, fie același numărător și putem să ne dăm seama de răspuns. Însă dacă ar fi să aducem același numitor aici, cred că ar fi îngrozitor, pentru că aceste calcule nu sunt tocmai ușoare. Nici ca să facem împărțirea nu cred că ar fi foarte simplu. Și atunci haideți să vedem împreună cum putem apela la un truc astfel încât rezultatul să fie mai ușor de găsit. E clar că aceste fracții au cumva o legătură între ele și atunci cel mai simplu ar fi să încercăm să le scriem ca o scădere. Și ia uitați ce vom face. Pe 2018 pe 2019 îl putem scrie de fapt 2019 pe 2019 Minus 1 pe 2019. Să ne gândim logic. 2019 pe 2019, minus 1 pe 2019 înseamnă 2018 pe 2019. Și acum, 2019 pe 2019 este 1 și avem 1 minus 1 pe 2019. Haideți să mergem la următoarea fracție și avem 2019 pe 2020. Este 2020 pe 2020. Minus 1 pe 2020 și atunci obținem 1 minus 1 pe 2020. Iar acum, 2020 pe 2021, înseamnă 2021 pe 2021, minus 1 pe 2021 și vom avea 1 minus 1 pe 2021 și în final 2021 pe 2022 care înseamnă 2022, supra 2022, minus 1 pe 2022 și rămânem cu 1 minus 1 pe 2022. Și acum, haideți să vedem ce observăm. Toate au 1 minus, 1 minus, 1 minus, 1 minus. Și, practic, din 1 noi scădem diferite fracții. Și atunci, dacă noi vom reuși să comparăm aceste fracții, dacă din 1 scădem ceva mai mare, atunci automat obținem ceva mai mic. Iar dacă din 1 scădem mai puțin, rezultatul va fi mai mare. Asta înseamnă că noi trebuie să vedem care din aceste fracții este cea mai mică. Și acum, dacă observăm, numitorul este diferit, însă numărătorul este la fel. Și atunci, dacă ar fi să ne gândim la un exemplu și mai practic, ca să înțelegeți mai bine, dacă am vrea, spre exemplu, să comparăm 1 pe 2 cu 1 pe 3 și cu 1 pe 4, dacă eu am o prăjitură și o împart în două sau o împart în trei sau o împart în patru, unde obțin un număr mai mic? Evident, atunci când împart prăjitura în patru, atunci obțin o felie mai mică, practic. Și atunci înseamnă că o fracție este mai mică dacă numitorul este mai mare. Și atunci putem să spunem că 1 pe 2022 este cea mai mică fracție de aici. Și atunci înseamnă că din 1, dacă scad ceva mai mic, voi obține un număr mai mare. Asta înseamnă că fracția 2021 pe 2022 este de fapt cea mai mare dintre ele. Mergem mai departe la 5. 4 elevi au calculat media geometrică a numerelor 4 radical din 2 și 2 radical din 2 și au obținut rezultatele registrate în tabelul de mai jos. Dintre cei 4 elevi, cel care a corect, a calculat corect media geometrică este chiar tu cel ce rezolvi, sper. Haideți să vedem ce înseamnă media geometrică. Media geometrică a două numere înseamnă radical din a aurbe. Asta înseamnă că vom avea radical din 4 radical din 2 ori 2 radical din 2 și atunci avem 4 ori 2 înseamnă 8, iar radical din 2 ori radical din 2 înseamnă 2. Și rămânem cu radical în 16, care va fi 4. Asta înseamnă că Ana a spus, a obținut rezultatul corect. Mergem mai departe. Ana, dacă tot a spus un rezultat corect, are 14 ani, iar fratele ei are 10 ani. Ana afirmă că, peste 3 ani, suma dintre vârsta mea și a fratelui meu este egală cu 27 de ani. Afirmația Anei este, păi haideți să ne gândim. Ana acum are 14 ani, iar fratele are 10 ani. Peste 3 ani. Ana câți ani va avea? Păi va avea 17 ani, iar fratele ei va avea 13 ani, pentru că peste 3 ani înseamnă că adunăm 3 la ambii. Și atunci, dacă vedem cât este suma dintre vârsta Anei și vârsta fratelui, observăm că vom obține 30, nu 27. Asta înseamnă că afirmația făcută de Ana este falsă. A rezolvat ea corect la exercițiul anterior, dar a greșit aici. Mergem mai departe la subiectul al doilea. În figura alăturată este reprezentat un triunghi ABC dreptunghic în A, iar punctele D, E și F sunt mijloacele laturilor AB, BC, AC. Proiecția punctului F pe dreapta AC este punctul, haideți să vedem ce înseamnă proiecție. Aici este punctul P și dreapta AC. Proiecție înseamnă piciorul perpendicularei din punct pe dreapta. Asta înseamnă că trebuie să construim o perpendiculară din punctul E pe acea dreaptă. Și dacă ne gândim la faptul că E și F sunt ambele la mijloc, înseamnă că EF e de fapt o linie mijlocie, înseamnă că ea este paralelă cu AB, dar cum AB este o perpendiculară pe AC, înseamnă că și EF este o perpendiculară pe AC și atunci proiecția punctului E pe AC este punctul F. Mergem mai departe la 2. În figura alăturată, dreptele paralele A și B sunt intersectate de secanta D, fiind evidențiate măsurile a două unghiuri, unul de 35 de grade, iar celălalt de 2x grade plus 5 grade. Valoarea lui X este. Haideți să vedem ce putem să facem. În primul rând, observăm că unghiul acesta este opus la vârf cu acesta. Asta înseamnă că unghiul de aici va avea și el măsura de 35 de grade. Însă, cele două unghiuri pe care le avem, unghiul 1 și 2, dacă vreți să le notăm, sunt unghiuri interne de aceeași parte a secantei. Asta înseamnă că suma lor este egală cu 180 de grade și atunci putem să spunem că 2x plus 5 grade plus 35 de grade egal cu 180 de grade. Și atunci vom avea 2x plus 40 de grade egal 180 de grade, de unde rezultă că 2x este egal cu 140 de grade. Asta înseamnă că x va fi 140 împărțit la 2 și anume 70 de grade. Răspunsul fiind, bineînțeles, punctul C. Mergem mai departe. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC cu ABC de 60 de grade, BAC de 40 de grade. Punctul D aparține dreptei BC, astfel încât distanța de la punctul A la punctul D să fie minimă. Măsura unghiului D a este Păi dacă noi știm că distanța de la punctul A la punctul D este minimă, înseamnă de fapt că AD este o perpendiculară pe BC. Pentru că acea distanță să fie minimă obligatoriu, noi vom avea o perpendiculară. Și atunci dacă ne uităm în triunghiul BAD, haideți să vedem ce se întâmplă. Păi avem un unghi drept și un unghi de 60 de grade. Asta înseamnă că unghiul de aici câte grade va avea păi cu siguranță va avea 30 de grade. Iar dacă unghiul acesta are 30 de grade, cum tot unghiul BAC are 40 de grade, înseamnă că unghiul DAC va avea 10 grade. Haideți să vedem care era întrebarea. Da, unghiul DAC trebuie aflat și atunci răspunsul este punctul A. Mergem mai departe la 4. În figura alăturată este reprezentată schița unei foi de tablă în formă de pătrat cu latura de 2 Metri. Se taie această tablă în formă de triunghi BMC, unde M aparține dreptei DC, astfel încât aria lui BMC să fie un sfert din aria pătratului, cât este lungimea lui CM. Haideți păi, să vedem ce se întâmplă, în primul rând, dacă eu împar pătratul după diagonala BD. Păi e clar că aria triunghiului BDC este jumătate din aria pătratului. Și acum, dacă eu știu că aria triunghiului Bmc este un sfert din aria pătratului, înseamnă de fapt că punctul M e la mijloc, e la rândul său la mijloc. Dacă eu vreau ca aria să fie un sfert din aria pătratului, înseamnă că este de fapt jumătate din triunghiul Dmc și atunci M obligatoriu este la mijloc. Asta înseamnă că Km va fi jumătate din Cd, Cd fiind de 2 metri, rezultă că Km va avea 1 metru, răspunsul fiind punctul C. Mergem mai departe la exercițiul 5. În figura alăturată, BD este raza cercului cu centru în B, iar CD de 2 metri, 2 cm, este raza cercului mic de centru C iar punctele A, B, C, D sunt coliniare și punctul E aparține cercului mic, astfel încât dreapta CE este perpendiculară pe dreapta AE. Distanța dintre punctele A și E este egală cu, haideți să vedem ce avem aici, că dacă CD este de 2 cm, înseamnă că și BC e de 2 cm. Și atunci se observă că raza mare BD va fi de 4 cm, asta înseamnă că și AB va avea 4 cm, iar EC, pentru că este o rază în cercul mic, va avea 2 cm. Și atunci, haideți să ne uităm cu atenție la triunghiul AEC, să vedem ce avem aici. În primul rând, observăm latura EC, care este de 2, iar latura AC este formată din 2 plus 4, adică 6 cm. Și atunci, doar aplicăm teorema lui Pitagora și aflăm cât este lungimea laturii AE. Pentru asta, avem în triunghiul AEC. Cu măsura unghiului E de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că a e la pătrat plus e la pătrat, egal cu AC la pătrat înlocuim și avem că a e la pătrat plus 2 la pătrat egal cu 6 la pătrat, asta înseamnă că a e pătrat plus 4 egal cu 36. Îmi rezultă că AE la pătrat este 32 și atunci rezultă că AE va fi radical din 32. Haideți să-l descompunem. Se împarte la 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Și atunci observăm că avem un 2, cum cu un 2, 2 ori 2 este 4 și acest 2 care rămâne sub radical, asta înseamnă că AE este egală cu 4 radical din 2, Centimetri. răspunsul fiind punctul B. Mergem mai departe la 6. În figura alăturată este reprezentată o cutie în formă de cub, iar suma tuturor muchilor este 60 cm. Aflați volumul cutiei. Pentru asta vă reamintesc faptul că volumul unui cub este egal cu latura la puterea a treia. Dar noi știm din enunț că suma tuturor muchilor este 60. Un cub are 12 muchii și atunci putem să spunem că 12 ori lungimea unei muchi e egal cu 60. Asta înseamnă că lungimea unei muchi este 60 împărțit la 12, adică 5 cm. Și atunci volumul va fi 5 la 3 treia, care înseamnă 5 ori 5, 25, iar 25 ori 5 este 125 de centimetri cubi, răspunsul fiind punctul C. Mergem acum la subiectul al treilea. Primul exercițiu, Radu a citit în prima zi 1 pe 4 din cartea pe care a primit-o de ziua lui de la Andreea. A doua zi a citit 27 de pagini și constată că a citit jumătate din paginile cărții. Este posibil să aibă 100 de pagini cartea pe care a primit-o Radu de ziua lui de la Andreea? Justifică răspunsul. Haideți să vedem. Dacă am avea 100 de pagini, în prima zi, eu am citit 1 pe 4 din carte, adică 1 pe 4 din 100. Și atunci simplificăm și rămânem cu 1 pe 1 ori 25, care înseamnă că în prima zi eu am citit 25 de pagini. Dacă a doua zi eu mai citesc încă 27, 27 plus 25 înseamnă 52 de pagini. Păi am cam trecut de jumătate, pentru că 100 împărțit la 2 este egal cu 50, iar 52 este mai mare decât 50. Asta înseamnă că nu se întâmplă ceea ce știam din enunț. Nu am ajuns la jumătatea cărții, ci am trecut de jumătate. Și atunci răspunsul este nu. Nu pot avea 100 de pagini. Punctul B determină numărul de pagini din cartea lui Radu. Haideți să vedem cum scriem datele. În primul rând să spunem că notăm cu X numărul de pagini. Și vom avea așa. Păi în prima zi am citit 1 pe 4, voi scrie prima zi, 1 pe 4 din carte, adică 1 pe 4 din X. Apoi, a doua zi citește 27 de pagini, și constată că a citit jumătate din paginile cărții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 1 pe 4 din x plus cele 27 de pagini înseamnă jumătate din paginile cărții, adică x supra 2. Și haideți să vedem cât va fi x-ul de aici. Putem să facem această înmulțire. 1 pe 4 ori x înseamnă de fapt, de fapt x supra 4 plus 27 egal cu x pe 2, mutăm această fracție x pe 4 în partea dreaptă cu operația de scădere și atunci vom avea în stânga 27 egal cu x pe 2 minus x pe 4, amplificăm și avem 27 egal cu 2x pe 4 minus x pe 4, asta înseamnă că 27 este egal cu x supra 4, de unde rezultă că x va fi 27 ori 4, pentru că pe acest 4 îl ducem cu operația de înmulțire. Și atunci 27 ori 4, haideți să vedem cât este, avem 8, 2 reținem, 108. Avem practic 108 pagini în această carte. Dacă ar fi să facem o verificare, în sfert din 108, 108 împărțit la 4, Intră de două ori, 8, 2, în 28 de 7 ori, 27. Dacă mai citesc încă 27 de pagini, am ajuns la 54, care înseamnă exact jumătate din câte pagini avea cartea. Mergem la exercițiul 2, se consideră expresia, arată că e de x este 4x minus 6. Haideți să vedem ce putem să facem, o să o transcriu și avem e de x egal cu x minus 1 la a doua, minus x minus 2 la a doua, plus 1 minus x la a doua, minus 2 minus x la puterea a doua. Haideți să luăm separat toate aceste paranteze, să le desfacem și avem așa. x minus 1 la a doua înseamnă x la a doua minus 2 ori x ori 1 plus 1 la a doua. Vă reamintesc formulele în cazul în care le-ați uitat. a minus b totul la a doua este egal cu a la a doua minus 2ab plus b la a doua, iar a plus b totul la a doua este egal cu a la a doua plus 2ab plus b la a doua. Și acum, ce trebuie să mai facem? Avem această înmulțire, 2x ori ori 1 este 2x, iar 1 la a doua este, bineînțeles, 1. Mergem mai departe la următoarea paranteză. x minus 2 totul la a doua va fi x la a doua minus 2 ori x ori 2 plus 2 la a doua. Și atunci obținem x la a doua minus 2 ori x ori 2. Înseamnă 2x ori 2, 4x. Plus 2 la a doua, 4. Mergem la ultima, nu la ultima, mai avem încă două. Avem 1 minus x la a doua, care înseamnă 1 la a doua, minus 2 ori 1 ori x, plus x la a doua. Și atunci obținem 1 minus 2x plus x la a doua. Și acum ultima paranteză. 2 minus x totul la a doua, care va fi 2 la a doua minus 2 ori 2 ori x plus x la a doua și obținem 4 minus 4x plus x la a doua. Haideți să scriem în expresie și avem așa, e de x egal cu, într-o paranteză, x la a doua minus 2x plus 1 minus x la a doua minus 4x plus 4 Plus 1 minus 2x plus x la 2, minus 4 minus 4x plus x la 2. Haideți să desfacem aceste paranteze și vom obține că E de x este x la 2 minus 2x plus 1, apoi minus x la 2, minus cu minus va fi plus 4x. Minus cu plus va fi minus 4. Apoi plusul acesta nu schimbă semnele, și avem plus 1 minus 2x plus x la a doua. Și minus, minusul acesta schimbă din nou semnele și avem așa: minus 4, minus 4, minus, minus 4x este de fapt plus 4x, iar minus plus x la a doua este de fapt minus x la a doua. Haideți să vedem termenii pe care îi putem reduce. x la a doua se reduce cu x la a doua. Mai avem încă un x la a doua pe care îl reducem cu x la a doua. Apoi avem așa. Minus 2x. Minus 2x este minus 4x și îl reducem cu 4x. Apoi, haideți să vedem cu ce am rămas. Avem așa, e de x este egal cu... În primul rând ne-a rămas acest plus 4x. Apoi avem minus 4 plus 1 înseamnă minus 3. Minus 3 cu încă un plus 1 înseamnă minus 2. Iar minus 2 minus 4 este minus 6 am obținut așadar că e de x este 4x minus 6, oricare ar fi x un număr real, exact ce ni se cerea. Acum la punctul B, rezolvați mulțimea numerelor reale în 2 minus e de x mai mic egal decât 0. Haideți să înlocuim și avem așa 2 minus într-o paranteză pe e de x, adică 4x minus 6 mai mic egal decât 0. Desfacem această paranteză și obținem 2 minus 4x, minus minus 6 va fi plus 6 mai mic egal decât 0. Și atunci observăm că avem 8 minus 4x mai mic egal decât 0. Îl mutăm acum pe acest 8 cu operația de scădere și obținem de fapt că minus 4x e mai mic egal decât 0 minus 8, adică minus 8. Haideți să scăpăm de minusul din stânga și de cel din dreapta, înmulțind relația cu minus 1 și trebuie să aveți mare grijă pentru că vom schimba sensul inegalității. Și atunci obținem că 4x e mai mare sau egal decât 8. Putem să împărțim la 4 și ne rezultă că X este de fapt mai mare egal decât 8 împărțit la 4, adică 2. Și cum noi știm că X trebuie să fie un număr real, din asta ne rezultă că X aparține intervalului, haideți să ne gândim, trebuie să fie mai mare egal decât 2. Asta înseamnă că eu voi merge la dreapta de 2 și am intervalul închis de la 2 la plus infinit, de ce interval închis? Pentru că X-ul poate fi egal cu 2. Mergem acum la Exercițiul 3. Se consideră numerele A și B. Arătați că A este 16 pe 15. Ar trebui să fie destul de simplu. Avem A egal cu 1 pe 3 plus 1 pe 5 împărțit la 1 pe 2. Le aducem la același numitor, amplificăm cu 3, respectiv 5. Și atunci vom avea 5 pe 15 plus 3 pe 15 împărțit la 1 pe 2. Și obținem A egal cu 8 pe 15 împărțit la 1 pe 2. La împărțire, prima fracție o copiem, și a doua o înmulțim răsurnată, și atunci observăm că putem să facem înmulțirea, și ne rezultă că, într-adevăr, A va fi 16 pe 15. Mergem acum la punctul B. Arată că Numărul A este de 16 ori mai mare decât numărul B. Asta înseamnă că trebuie să-l aducem pe B la o formă mai simplă. A fost extrem de ușor exercițiul acesta. B este 1 pe 2 ori 1 pe 3 minus 1 pe 5. Aducem la același numitor, amplificăm cu 3 și cu 5 și atunci avem 1 pe 2 ori 5 pe 15 minus 3 pe 15 și vom obține 1 pe 2 ori. 2 pe 15. Observăm că putem să simplificăm 2 cu 2 și atunci rămânem cu 1 ori 1 care este 1, iar la numitor cu 1 ori 15 care ne dă 15. Haideți să scriem ce am obținut. Știam că a este 16 pe 15, apoi știam că b este 1 pe 15. Și se observă că, într-adevăr, 16 pe 15 este 16 ori 1 pe 15. Asta înseamnă că A este de 16 ori mai mare decât B. Mergem mai departe la 4. În figura alăturată este reprezentată schița unui teren agricol în formă de dreptunghi cu AB de 600 de metri. AD sau BC pentru că e un dreptunghi 400 de metri. Apoi E este la mijlocul laturii AB, iar F este la mijlocul laturii CD. Puteam să scriem la fel, fiind un dreptunghi. Și M este la mijlocul lui QE. Punctul A arată că perimetrul lui ABCD este egal cu 2000 de metri. Păi dacă eu trebuie să calculez perimetrul lui ABCD, cum ABCD este un dreptunghi, îmi va rezulta de aici că perimetrul său este egal cu 2 ori AB plus 2 ori BC. Aceasta este formula pentru perimetrul unui dreptunghi. 2 ori lungime plus 2 ori lățime. Înlocuim și avem 2 ori 600 plus 2 ori 400 și atunci obținem 1200 plus 800, care înseamnă 2000 de metri exact ce trebuia să arătăm. Iar la punctul B ni se cere să arătăm că. Aria patrulaterului AMF este de 3 ori mai mare decât aria triunghiului CMF. Haideți să vedem. În primul rând, patrulaterul AMF. Aceasta este o problemă din testul de anul trecut. Dacă nu mă înșel în primele teste, cred că este testul 2 sau testul 3. Și triunghiul CMF. E posibil totuși să mă înșel. Puteți să verificați voi. Și trebuie să arătăm că aria patrulaterului roșu este de 3 ori mai mare decât aria triunghiului galben. Haideți să vedem ce am putea să facem. În primul rând observăm că noi formăm aici de fapt un paralelogram. Am putea să demonstrăm destul de ușor că patrulaterul acesta aEKF este un paralelogram. Iar dacă el este un paralelogram și vom trasa diagonala F, care este rolul diagonalei? Păi diagonal am în parte paralelogramul în două triunghiuri echivalente, adică două triunghiuri cu arii egale. Și atunci pot să spun că aria lui AF este egală cu aria lui QF. Dar dacă eu știu că M este la mijlocul lui QE, înseamnă că FM este o mediană, iar rolul medianei este la fel de a împărți triunghiul în două triunghiuri cu arii egale. Și atunci observăm că aria lui CMF este de fapt jumătate din aria triunghiului mare, adică va fi egală cu aria lui MUF și atunci înseamnă că va fi de 3 ori mai mare decât aria patrulaterului nostru. Asta ar fi rezolvarea în câteva cuvinte. Haideți să scriem toate aceste lucruri. Și avem așa, dacă AE este paralel cu CF, dar haideți să vedem de fapt și de ce este paralel. Păi noi știm că AB e paralel cu CD, iar punctul E este mijlocul lui AB și punctul F este mijlocul lui CD. Și AB, pe lângă faptul că e paralel cu CD, AB este și egal cu CD. Și atunci de aici îmi rezultă că odată AE este paralel cu CF, odată AE va fi și egal cu CF. Și atunci din asta îmi rezultă că patrulaterul nostru AE Cf este un paralelogram. Și dacă acesta este un paralelogram, iar EF este o diagonală, îmi rezultă de aici că aria triunghiului AF va fi egală cu aria triunghiului QF. Și acum, în triunghiul QF, noi știm că M, M că nu e M, M F. că MF este o mediană, rezultă de aici că aria triunghiului CMF va fi egală cu aria lui MF. Să scriem asta, dar pentru asta vom merge pe ultima pagină pentru că nu mai avem loc. E continuarea exercițiului. Stați să vedem. Exercițiul 4 punctul B 4 B. Spuneam că aria triunghiului, stați să iau desenul, o clipă. Și avem aici, imediat, perfect. Spuneam că aria lui MF era egală cu aria lui KMF pentru că aveam acolo o mediană și acesta este rolul medianei, faptul că împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente, adică două triunghiuri cu arii egale. Dar ariile acestea, de fapt, sunt egale cu jumătate din aria triunghiului KFE mare. Este aria lui KFE totul pe 2. Și atunci, dacă ar fi să ne gândim la patruaterul nostru, AMF, din ce este el format? Păi este odată format din aria lui AF plus aria lui MEF. Și atunci, aria lui AF, eu știu că este cât aria lui QF plus aria lui MEF. Ce am arătat? Am arătat că este jumătate din aria lui QF. Și avem QF totul pe 2. Și atunci putem să aducem la același numitor și obținem 2 ori aria lui QF pe 2 plus aria lui QF pe 2, care înseamnă de fapt că aria lui AMF este 3 aria lui QF, totul pe 2. Însă, mai sus, noi am arătat că aria triunghiului QMF este egală cu aria triunghiului QF pe 2 și atunci observăm că dacă aria lui AMF este de 3 ori aria lui A... aria triunghiului QF și aria lui KMF este aria lui QF pe 2, ne rezultă de aici de fapt, ia uitați, că aria lui AMF este de 3 ori aria triunghiului KMF. Exact ce ni se cerea de altfel să demonstrăm. Adevărat. Mergem mai departe la următoarea problemă, la 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC dreptunghic în A, iar punctul M este proiecția punctului A pe BC. Dacă BM e de 16 și C, m e 4, arătați că AM este de 8 cm. Păi, în primul rând, dacă noi știm că proiecția punctului A pe BC este punctul M, rezultă de aici că AM este o perpendiculară pe BC. Asta înseamnă că AM este o înălțime în acest triunghi dreptunghic. Și atunci formula înălțimii pentru AM va fi radical din proiecția 1 ori proiecția 2. În cazul nostru, proiecțiile sunt BM și CM. Înlocuim și avem că AM este radical din 16 ori 4, adică radical din 64, care înseamnă că într-adevăr AM este egal cu 8 cm. Și acum la punctul B trebuie să demonstrăm că perimetrul triunghiului ABC este mai mare de 44 de cm. Avem două variante, fie folosim teorema catetei, fie folosim teorema lui Pitagora pentru a afla cât sunt catetele AB și AC. Cum preferați voi? În primul rând să-l aflăm pe BC. BC este format din BM plus MC. Și atunci rezultă că BC este 16 plus 4, adică 20 de centimetri. Pentru a combina cele două metode, vă propun să-l aflăm pe AC cu teorema lui Pitagora din triunghiul AMC. Și avem din triunghiul AMC, dacă măsura unghiului M e de 90, rezultă din teorema lui Pitagora că AC la pătrat este egal cu MC la pătrat plus AM la pătrat înlocuim și avem că AC pătrat este 4 la pătrat plus 8 la pătrat și atunci AC pătrat va fi 16 plus 64 care înseamnă 80 de unde rezultă că AC e radical din 80, haideți să-l descompunem, avem 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1 și obținem 4 radical din 5 cm. Iar pentru AB, haideți să vedem teorema catetei, care spune că într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică din lungimea proiecției corespunzătoare și lungimea ipotenuzei. Și atunci, pentru cateta AB, vom avea radical din proiecția corespunzătoare este BM, iar ipotenuza este BC. Înlocuim și avem 16 ori 20, care înseamnă radical din 320, Haideți să-l descompunem. 320 se împarte la 5 și avem 64, care e de fapt 8 la 2, și observăm că obținem 8 radical din 5. Asta înseamnă că perimetrul triunghiului ABC va fi egal cu AB, care e 8 radical din 5, plus AC, 4 radical din 5, iar BC este 20. Și trebuie să arătăm că acest număr e mai mare decât 44, cea se sumă. Putem să efectuăm adunarea și avem 12 radical din 5 plus 20 și trebuie să arătăm că e mai mare de 44. Haideți să luăm separat. Avem în primul rând pe 20 pe care l-am putea muta în partea dreaptă și atunci am avea că 12 radical din 5 ar trebui să fie mai mare decât 24. Putem să împărțim la 2 și avem radical din, putem să împărțim chiar la 12, și avem radical din 5 mai mare decât 2. Păi radical din 5 e mai mare decât 2, pentru că radical din, 2, radical din 4 este 2. Și atunci dacă această relație este adevărată, ne rezultă că și perimetrul lui ABC este într-adevăr mai mare decât 44 de centimetri. Mergem mai departe la următoarea problemă și aceasta mi este extrem de cunoscută. Avem o prismă cu baza pătrat cu AB de 8, A prim de 8 radical din 2. Punctul A demonstrează că A prim C și A prim sunt perpendiculare. Haideți să le trasăm. A prim C și A G prim. Pe ar trebui să fie destul de simplu. Putem să lucrăm în patrulaterul A C C prim A prim și să vedem dacă acesta este un pătrat. Pentru că dacă acesta este un pătrat, atunci diagonalele în pătrat sunt perpendiculare și va fi super simplu. Pentru asta, haideți să-l aflăm pe AC. Dacă ABCD este un pătrat, rezultă de aici că AC fiind o diagonală va avea formula latură radical din 2. Și atunci AC este 8 radical din 2 cm. Dar noi știam că și CC' era egal cu 8 radicali din 2 cm. Și mai mult, ce mai știam? Noi știam că A' este o perpendiculară pe planul de jos sau putem să ne folosim de proprietăți să spunem că secțiunea diagonală este un dreptunghi. Sunt mai multe variante aici. Am putea, spre exemplu, să scriem că A' este o perpendiculară pe planul ABC, fiind înălțimea prismei, și atunci A'. Este o perpendiculară pe AC, la fel și CC' este o perpendiculară pe ABC, și atunci rezultă că și CC' este o perpendiculară pe AC. Din aceste două, ne rezultă că ACC' este un dreptunghi, însă dacă noi observăm că AC este egal cu CC', înseamnă de fapt că patrulaterul nostru ACC' este de fapt un pătrat. Și cum într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare, rezultă automat că a prim C e perpendicular pe A C prim. A fost extrem de simplu. Haideți să vedem mai departe ce ni se cere la punctul B. Demonstrează că OB prim este paralelă cu planul A prim prim. Haideți să vedem desenul din nou. Deci noi trebuie să arătăm că o clipă. O B prim e paralelă cu planul A' C' D. Pentru a arăta că o dreaptă este paralelă cu un plan, trebuie să arătăm că dreapta respectivă e paralelă cu o dreaptă care se găsește în acel plan. Haideți să luăm desenul și să vedem cum putem demonstra asta în câteva rânduri. Va fi extrem de simplu. Și vom avea așa, să vedem desenul o clipă. Deci noi trebuie să demonstrăm că cea roșie este paralelă cu planul galben. Și atunci cred că cel mai simplu ar fi să trasăm diagonala de prim pe prim, notăm acest punct de intersecție cu un O prim și să demonstrăm că dreapta noastră o prim este paralelă cu D prim. Haideți să vedem cum facem asta. Dar pentru început să spunem cine este punctul O prim. Avem așa diagonala A prim se intersectează cu B D în punctul O, punctul O prim, asta înseamnă de aici că O prim va fi mijlocul lui B prim Și atunci rezultă de aici dacă ne gândim că O prim B este egal cu BO. De ce? Pentru că diagonala BD este egală, este congruentă cu diagonala B de prim și O la rândul lui era la mijlocul lui BD. Și atunci putem să punem o acolată din astea, ne rezultă că DO este egal cu O prim B dar mai mult de atât, acestea sunt și paralele. Și dacă acestea sunt și paralele, din asta rezultă că patrulaterul de OB O prim este un paralelogram. Și dacă acesta este un paralelogram, stați să-l vedem, acesta e un paralelogram. Dacă acesta e un paralelogram, rezultă că OB' e paralel cu DO'. Iar cum DO' se află în planul a prim C prim D rezultă de aici că OB prim va fi paralel cu întreg planul A prim C prim D. Nu cred că a fost prea greu acest subiect, din contră, cred că a fost un subiect destul de accesibil, însă așa cum v-am spus și în testele trecute, vedeți că deja se repetă multe dintre exercițiile de anul trecut, așa că profitați de faptul că se postează doar câte un singur test pe săptămână de antrenament și lucrați testele de anul trecut. Pe canalul meu găsiți toate subiectele rezolvate. Dacă nu le găsiți, îmi puteți scrie în comentarii și vi le trimit eu. Și ar fi ideal să lucrați pe săptămână măcar două, trei teste. Vă doresc mult spor la învățat în continuare.